Temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal în următoarele 4 săptămâni, iar ploile vor lipsi în anumite zone, arată prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 18 octombrie-15 noiembrie. Potrivit ANM, a doua parte a lunii octombrie și începutul lui noiembrie vor aduce vreme mai caldă decât specificul perioadei. Începând cu data de 18 octombrie, temperaturile încep să crească simțitor, anunță meteorologii. Pentru săptămâna 18-25 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în nord-est. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele montane. În săptămâna 25 octombrie-1 noiembrie, temperatura media aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-estice. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Săptămâna 1-8 noiembrie va aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile estice, sud-vestice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Pentru săptămâna 8-15 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval se vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă în toate regiunile.